De ce cei din Israel au ajuns la 150.000 de vaccinări pe zi și la noi ținta este de 20.000? Sunt mai organizați. Este o problemă de organizare sau de lipsă de doze? Sunt mai organizați? Nu cred. Lipsa de doze s-ar vedea dacă s-ar epuiza imediat cele 140.000. Sau, mă rog, acum sunt vreo 200 și ceva de mii care așteaptă să fie folosite. Abia în momentul ăla ne-am putea pune problema. Dar Israelul este mai organizat, beneficiază, deși cu siguranță și-ar dori ca lucrurile să fie diferite, dar beneficiază de o țară mult mai mică decât România. Și de ce să nu recunoaștem? Au și centre medicale mai pricepute, mai bine așezate, cu o tradiție mai mare. Sunt oameni care se îngrijesc mai mult decât românii de sănătatea lor, nu doar în perioada asta.